În noaptea de 15-6 decembrie, copiii îl așteaptă cu nerăbdare pe Moș Nicolae, unul dintre cei mai iubiți și mai populari sfinți ai creștinătății. Știind că moșul le va lăsa daruri, cei mici, dar și cei mari, își pregătesc gătuțele sau și smulițele. Moș Nicolae a existat cu adevărat în persoana episcopului din Miralichia pe meleagului Turciei de astăzi. Vom afla mai multe de la invitatul nostru. Legenda lui s-a răspândit în toată lumea și a luat caracteristicile fiecărei țări sau regiuni. De numele Sfântului sunt legate mai multe povești creștine, legende și tradiții din diverse culturi. Discutăm așadar și noi despre unele dintre acestea cu domnul profesor conferențiar universitar dr. Aurel Bodiu, etnolog. Bine ați revenit la noi în studio, domnule profesor. Bine v-am regăsit. Iată, cu ocazie de sărbători, așa, de sărbători. Ne întâlnim de sărbători, că în rest mai puțin. De sărbători, da, și iată, începem ciclul acestor sărbători de iarnă, cu această frumoasă sărbătoare, așteptată, așa cum spuneam, și de cei mici, dar și de cei mari. Sensul inițial al sărbătorii n-a fost acesta, de a da daruri, de a aștepta, s-a legat oarecum de Crăciun și în felul acesta ele sunt două sărbători care aleargă una după alta, sunt apropiate și moșii ăștia seamănă foarte bine. Am văzut că și Moș Crăciun are același veșminte sau invers, veșmintele lui Moș Nicolae sunt asemănătoare, veșminte sau îmbrăcăminte asemănătoare cu cea a lui Moș Crăciun. Deși sunt două sărbători cu altă semnificație decât cea pe care astăzi, nu, ni se pare că undeva cele două se întâlnesc. Sfântul Nicolae, sigur, așa cum am spus, a existat, dar probabil a existat un personaj și nu numai în țara noastră sau în Transilvania, în Europa în general, a existat un personaj care se manifesta la solstiții. În cazul nostru, la solstițiul de iarnă, pentru că după vechiul calendar getodac ar fi trebuit ca sărbătoarea, adică solstițiul, să aibă loc acum. Și atunci acest moș, care la origine o fi fost, zic, un personaj interesant, are grijă de soare. Are grijă ca soarele să nu treacă dincolo, pe la apus, să treacă nor și să nu-l mai avem. De aceea putem să-l numim personaj solar, deși suntem într-o perioadă de întunecime, de ceață, de, cum să spun, de întuneric, nu? Pentru că sunt alte personaje care vorbesc, cum este lupul, strigoii, nu? De o anumită caracteristică a acestui anotimp, a acestei perioade mai scurte, să zicem noi, din toamnă până la Sfântul Nicolae, este, de exemplu, Sfântul Andrei, în care apar aceste personaje rele până la urmă. Sunt niște ființe care strică, care ne sperie, care, mă rog, apar odată cu venirea întunericului. Ele sunt fie strigoi morți, fie strigoi vii, oameni pricolici, se mai spune, în unele părți, sau chiar personaje, sau lupi. Perioada aceasta, la vechii getodaci, și nu numai la ei, și la slavi, era perioada în care patronul tuturor acestui timp, acestor sărbători, era lupul. Lupul văzut ca carnasier foarte temut de colectivitățile noastre, pentru că intrau în curțile oamenilor, intrau în grajduri, te ataca pe drum și așa mai departe. De aceea vorbim de acest personaj care a fost apoi întruchipat de acel episcop de Mira. Acest personaj este personajul care încearcă să readucă soarele. Și încet, încet va fi, pentru că intrăm imediat la Crăciun și e tăierea aceasta a timpului. Și personajul, cum îl vedem noi, așa a fost la începuturi. Că
pe parcurs a căpătat alte semnificații. Bun, dar acum, sigur că da. În zilele noastre nu încheie totuși această sărbătoare, încheie un ciclu. Da, ciclul acestor sărbători magice și practici magice. Sigur, și practici magice, pentru că el n-a mai făcut și ceea ce face el face numai bine. Deși aduce și un băț, nu? Sau aduce așa vreau să povestim sărbătoare. Și de acel băț, da, cum s-a ajuns la acest băț simbolic, sigur. Sau nu? Deci, la origine, probabil a fost un personaj din Grecia antică, poate chiar foarte departe de noi, și care are denumirea de Nicolas, de Nike. Nike înseamnă învingător, înseamnă victorie. Nu? Așa scrie pe pristornicul de la biserică sau pe alte, mă rog, pe icoane, scrie Nike, Nike însemnând acea învins sau învingător. Învingător în sensul că a oprit soarele și l-a readus în lumea noastră. De acum nu-i departe primăvara. Bun, dar și conform tradiției creștine, da, el și pedepsea, conform tradiției creștine, sigur, el pedepsea mai fost, pe cei, da, care se abăteau de la credința sigur, cea dreaptă. Sigur, da, da, aceasta e una din semnificațiile botei de care vorbim. Sigur, bota asta se găsește la toate popoarele din Europa. Se pare și se spune că aceste nuiele sunt crenguțe sau crengi din pom fructiferi pe care omul le punea acum într-un vas cu apă, vas cu apă așezat în cameră la căldură și aștepta să înflorească sau să înverzească. Și de anul nou el înverzea, adică înflorea, și în modul acesta puteau pronostica ce se întâmplă cu pomii. Adică vor fi fructe sau nu vor fi fructe în luna, în anul care urmează. Și de acolo, încet, încet, s-a ajuns și la ideea aceasta că moșul aduce acea nuia, acel băt pentru copiii răi. Acum numai pentru copii și pentru noi. Și pentru noi, fiecare asta ziceam, da, că și cei mari, da, își pun și pregătesc și mistresc ghetuțe, da, și cizbulițele. Da. Și, da, și bățul acesta, bota asta, era simplă, poate că îi se punea o anglică sau, dar cam nimic. Ei, acum ați văzut cât se împodobește, mai ales în Transilvania. Să știți, Moldova și țara românească e mai aproape de origine, de ceea ce trebuia să fie sau era această vergea, această botă. La noi, în Transilvania, s-a făcut și un fel de, nu știu, de băț întors, s-a pus pe ea argint, tot felul de alte podoabe, făcându-l să nu se supere, dar asta este, aproape de ceea ce numim chici. Nu, nu, e, chiar... nu e ceea ce ar fi trebuit. Și chiar botă să fie cu acele podoabe, nu ne poate bate. Ne-ar fi bătut. Ne-ar fi, dar un simbol, da, până la simbol, urmă. Da, să fie frumos, dar nu fie, frumusețea, da, bățului era importantă, ci rolul, semnificația lui inițial. Unde își are originea tradiția de a face daruri în această tradiția zi? De a face daruri pornește de la același personaj. Și povestea de viață a, da, acestui personaj. Da, în care se spune că el ajuta oamenii sărmani, ajuta copiii orfani, ajuta văduvele și pe cei care îi cereau oarecum ajutorul. În ideea că există legendă și la ucrainieni și la maghiar, de exemplu, despre binele pe care l-a făcut moșul cu ocazia unei întâmplări.
trei fete, că în unele părți se spune că sunt două fete, în altele că sunt trei fete, trebuiau să fie vândute, în sensul că erau sărace, nu se puteau mărita. Și atunci, vândute de către tatăl lor. Căsătore, da, tatăl lor, care a crezut că în felul acesta va scăpa de ele și vor fi și ele în rând cu lumea. Să se căsătorească cu ceva, cei mai bogați. Sigur, ele n-au vrut. Vă gândiți că erau mai bătrâni, mai, mă rog, nu le-a plăcut. Ar fi vrut de vârsta lor sau frumoși ca ei, ele. Și atunci moșul a auzit discuția asta și le-a ajutat. Cum? A aruncat pe fereastră niște pungi cu galbeni, cu bani. Pungi care au intrat fără să vrea în ghetele puse lângă ușă și, sau lângă fereastră sau în ciorapi, în ciorapii fetelor respective. Și de felul acesta se spune că se spune că moșul aduce și le pune în ghete sau cizmulițe sau așa, ca atare trebuie să și le curățe. E și o chestiune de morală până la urmă, nu? Ca să le curețe, să le facă, să lustruiască și în felul acesta vor căpăta daruri acolo în cizmulițe. Sigur, legenda s-a răspândit peste tot și astăzi se cunoaște. Sigur, nu cunoaște toată lumea, știe că își face copilul cizmulițele sau ghetele, dar nu știu de unde vine legenda respectivă. Plus că acest act al dăruirii este legat și legat, de faptul că el era un om bun. Provenea dintr-o, da, era bun, da, provenea dintr-o familie înstărită. Putea, sigur că putea să facă daruri. Și a dat și făcea daruri și asemănare cu Moș Crăciun, iată, de aici zic, până la urmă, pentru că Moș Crăciun e cel cu foarte multe daruri. E mai bogat Moș Crăciun ăsta și are mai multe daruri și dă tuturor. Ei, dar iată și moșul acesta mai mic, dă și el daruri. De altfel, la toate popoarele și în Transilvania, Moș Nicolae se numește Crăciunul copiilor. În sensul că primesc daruri și spun și ei poezii, probabil, dar nu se întâlnesc cu moșul, că moșul nu vine numai noaptea, și vine pe horn. Este interesant și ce povesteam noi chiar înainte de emisiune, legate de faptul că sunt într-adevăr multe poezii închinate moșului Nicolae. Și colindă există dar mai puțin. Am văzut și la ucrainien, o colindă frumoasă, cântată de un grup, dar și la noi există. Și ce e important, că începând de mâine, deci de la Sfântul Nicolae, se întâlneau cetele de colindători și colindau. Învățau colindul până la Crăciun, când trebuia să se desfășoare acest obicei. Deci există o perioadă prestabilită când se poate colinda. De acum. Și perioada în care se poate, că după aceea e tabu. Nu se mai poate, știți? Restul întâmplărilor. Cei care colindau erau pedepsiți. De asemenea, se spune că moșul aducea, era cel care avea grijă de corăbieri ca să nu se nece. Iar în la ucrainieni, dar și la în general la slavi, mai puțin la maghiari, există ideea aceasta că moșul a avut grijă de suflete, nu de corăbii. Deci în colinde, așa se spune, a salvat de la iad suflete. Sufletele care au fost iertate și au fost duse în rai. Iată din nou motivul victoriei binelui asupra răului. A luminii asupra întunericului. Da. Iadul fioros este învins de către raiul luminos, ca așa spune colinda. Și de acest sfânt, pentru că în Transilvania el se numește Sânicoară și mai așa puțin am Sânicoară, moș. Sântoader, chiar vreau să vă... Da, e perioada în care, el are grijă, ziceam, de soare, e Sânicoară. Dacă sunteți filolog, știți că intervocalic din Nicolae, L se transformă în R. Molam, moară. Solem, soare. Și atunci spunem
Termenul respectiv este un termen la origine, sigur, latin. Nicolas vine L, intervocare, ca deveni R și Nicoară. Nicoală, Nicolae, Nicoară. Ei, iată. Da, iată, în întreaga parte, în toată partea aceasta a Europei și nu numai, și la bulgari. Și ei sunt slavi la origine și cam aceleași sunt și poveștile și întâmplările și legendele. Pentru că și poporul român s-a format cam în perioada în care slavii au venit pe teritoriul nostru și foarte multe cuvinte vom găsi în vocabularul limbii române de origine slavă. Toponime nu mai vorbesc. Și dumneavoastră, ucrainienii aveți mult Nicolae. Nicolae și au fost și împărați și au fost și regi și Nicolae I, II. Bine, la noi era mult Ghid Moroz, era... Ded Maroz. Da, exact. Ded Maroz era, da, ăsta era Moșgerilă. Exact, Moșgerilă. Da, asta vine pe vremea... limba noastră, era pe vremea comunismului. Exact. Eu am prins în școală, am știut și o poezie. Eu sunt Moșgerilă, plângeți-mi de milă că vine soarele și îmi taie picioarele, cam așa ceva. Aha. Dar așa era. Nu era voie să zici Moș Crăciun crezând că acest Crăciun este un personaj religios. Dar nu e deloc religios, că nu zice nicăieri, nu scrie despre Crăciun. Doar noi l-am găsit ca personaj care probabil se leagă de soare, ca și moșul nostru Nicolae. Ca și moșul Nicolae. Domnule profesor, da. să ne restrângem puțin în Transilvania și să încercăm să concluzionăm cam dacă putem vorbi despre diferențe, similitudini între diverse confesiuni religioase, culturi, Există pentru că, da, pentru că la ortodox problema e mai simplă, dar și acolo unde la un moment dat exista această confesiune catolică foarte apropiată de modul în care noi privim lumea, cum privim sfinții, nu? Numai protestanții, ei nu mai au sfinți, oamenii. Acolo mai puțin Sfântul Nicolae, dar în general la aceste popoare, la ortodoxi și la catolici, există cât se poate sfinți. Sigur, puțin diferiți, dar sunt. Iar Nicolae ăsta are toate aturile de a deveni universal. Pe el îl vom găsi. La maghiari există, există și acolo o botă, o vergea, Virgă, îi ziceam și când eram copii, la noi, așa îi spuneam, Virgă, asta vergeaua pe care toată lumea o primește. Că e bun, că e rău. Ați văzut, dacă era numai pentru cei răi, ar fi trebuit să o dea numai celor care fac rele. Da? Se dă tuturor simbol al victoriei solare. Iată, din nou vorbim. Sigur, și sunt asemănări, foarte multe asemănări, dar și deosebiri, depinzând de religia pe care o are fiecare popor. În ce măsură credeți că confesiunea religioasă influențează aceste foarte mult, foarte obiceiuri? Mult. Foarte mult, pentru că, nu vedeți dumneavoastră, toate cele, aceste noi ale creștinătății s-au suprapus peste niște obiceiuri foarte vechi. Zic Crăciun. Ce are Crăciunul cu nașterea Domnului? N-are nimic. Deși la maghiar mai puțin există dar există și acolo, Coraciuni. Deci există. La ucrainieni există Crăciun, așa, cu termenul acesta. Deci undeva personajul e iarăși universal, european, să-l numim noi așa, și care a proliferat în întreaga Europa. De asemenea, mai există asemănări și în alte legende pe care și dumneavoastră le aveți, și noi le avem, pentru că au existat, au coexistat 1000 și ceva de ani, s-au format împreună, rădăcinile undeva sunt comune și atunci nu se poate ca un obicei de la un popor care a trăit pe acest spațiu să nu fie preluat de alt popor tot din acest spațiu. Așa cum se întâmplă cu multe din obiceiurile Caleada. De exemplu, colinda, care e iarăși, e de origine slavă termenul pe care noi îl folosim astăzi. Deși
la origine, origine, mai departe este calende, da, caleada. Și iată, tot de la slav luat. Dovadă aceste legături între diferite confesiuni religioase. Putem vorbi de anumite influențe pe care le au unele culturi asupra altora? Sigur că da. Culturile mai puternice au influențat culturile mai mici. Și deși ele au undeva, au cum să o numim noi, o sămânță din aceea specifică, dar sămânța aceea a crescut și s-a unit cu altele din culturile mari. Există culturi ale mari ale popoarelor slave, au fost culturi foarte, foarte mari, popoare foarte mari și au influențat puternic culturile chiar de origine latină, să zicem. Iată, așa în este. Cazul nostru. Mulțumim foarte mult, domnule profesor, că ați fost alături de noi. Sperăm că și dumneavoastră și telespectatorilor noștri, Moș Nicolae, să le umple ghetele, cizmele sau ce își va lustrui fiecare în această seară și își va pregăti. Dacă au fost cu minți, să nu aibă prea multe nuielușe. Păcate! Și păcate. Mulțumim așadar foarte mult și dorim așadar telespectatorilor noștri și tuturor celor care ne urmăresc că multe cadouri frumoase, dulciuri sau ce vrea fiecare.